Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod. Mergem să schimbăm în sfârșit consumabilele la mașină, la prietenul nostru mecanic, la Dani. Are și el canal de YouTube și vrea și el să se apuce cu anumite chestii despre mecanică, cum le schimbă, cum le face, cum rezolvă problemă, chestii de genul ăsta. Acum mergem la el. E frig afară, trebuia să mă duc, am întârziat, trebuia să mă duc mai devreme la el, dar am stat să beau un pic din cafea. Cred că acum mă sună. Dar înainte să începem acest episod, dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină, da, el mă sună. Da, domnul. M-auzi? Stai așa, că acum sunt la tine, la poartă. Dar înainte să începem acest episod, dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe car vertical, în descrierea acestui episod aveți 3 linkuri cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe car vertical. Și uite că am ajuns la el aici, cred că băgăm direct mașina în garaj. Ia uite-l pe domnul mecanic. Lacă-l pun pe el la volan, că eu nu știu cum stă treaba. Hai tu aici! Hai tu la volan! Mamă, stați așa că trebuie să lăsăm camera la o parte. Așa. Stați așa că eu dau înapoi. Punem caprele, urcăm mașina pe capre. Așa. Na, ceva nu e în regulă. Aha, cred că știu eu ce e în regulă. E prea joasă panta și când dau să mă urc, cred că dă cu bara în caprele alea. Aha! No, bun. Luai piciorul și de pe ambreaj. Ajuns să și reușim să o punem pe capre. Ce e acolo? Deloc. Nu mai am antigel? Uite, e jos de tot. Bă, doamne, de... Păi și ce, unde mi-l pierde? Se evaporă singur. Da. Eu. Mai am un litru acasă. De care ai? Verde sau? Roșu. Acolo ce ai? Roșu. Eu n-am deschis niciodată capota, în fine. Aici no. Avem filtrul de aer. Filtrul de aer. Mm-hmm. Da. Sper că am luat ce trebuie pentru ea. Nu știu ce ai luat. E păi am, le-am acei. Cutia cu alea. Ei, e cald, așa-i? E cald, e cald. Nici eu nu luai nici mănuși, nici nimic, nici geaca nu mi-l luai. Am aici toate ce le-am luat. Filtrul de polen am găsit doar de la Ridex, cel mai bun. Da. Așa. Așa le schimb la 10.000, așa că nu pot. Da. La ce? Filtrul de benzină? Filtrul de benzină. Valeo. Toate le schimb, mă, că dacă... Filtru de polen de la Ridex, filtru de ulei. Mai luat filtru de gaz. Ma. Că tu mai pe gaz. Pe păi da, da, ăla nu pot să-l schimb eu. Bă, da. Da? Filtru de aer, ăsta e filtru de aer. Uite. Că îl vede, mă. Așa și le-a plăcut. Să nu spui că nu-i bun, ia vezi. Ăsta e din ăla ieftinache. Ma, ai ceva pe el? Da, nu scrie ce brand e. E la 10.000 de kilometri? Arată pare bine. Mai mult. Pare mai mult? Pare mai mult. Da, păi nu. Ma. Într-un man cu pâsnă. Păi da? Nu. Nu mă joc, frate, că la câți kilometri bagi pe asta. Stai. Aici avem grav de mizerie. Bă, dacă filtrul s-o nimeri bine, înseamnă că toate sunt bune. Dacă sunt luate după serie de șase, imposibil. Nu sunt luate după serie de șase, sunt luate după an. Că nu ai numai 2019. Am pus acolo 2019, Logan 2, sedan și aia e. Deci ai sus filtrul de habitacul. Ăla nu știu unde vine. Ăla trebuie să fie în bor la picioare, în partea dreaptă, jos. La mine? Da, eu. Clemă românească la fare. Bă, ești nebun? A, are ruptă urechiușa, bă. Are ruptă urechiușa că farul ăsta a fost lovit.
Și că i-a dat unul uite aici. Asta a fost lovit și are urechiușă din asta. Da, dar de pace. E de taxi, frate, mașina. Bine, tu ai AC-ul? Da, am. Unde? În bord. Are buton de AC-ul acolo. Hai. Ce, nu știi unde vine filtrul? Căutăm pe net. Are și fa, mă, te-ai apucat de postat videoclipuri, că am făcut acolo, am zis să dea lumea subscribe, să pun repede linkul de la canalul tău în descriere. Ia caută, vezi unde îi pune, pornește. Vai, dar e frig, mă, mâncați-a sufletul, cred că mă duc până acasă să... Dar chiar am scut. Da. Are, mă? Și ce am văzut eu că n-are scut? A, dar ai scut din ăla decât pe motor, mă, lateralele sunt goale. E, bardo. Flori de măr. A scos uleiul. Ia, hai să vede ceva acolo. Stați aici așa, curge uleiul. Aici are filtru de ulei. Nu știu dacă se vede că prea este lumină aici. Așa. Și filtrul de benzină o să vă arătăm în spate, partea dreaptă, la rezervor. Aici vă trebuie o cheie de 27. Și la filtru de ulei și la bușon avem un pătrat de 8 de la Iato. Nu le facem reclamă. Așa, cu ocazia asta zici și unde se află. Știi că uite, noi e sub scutul de protecție. Filtrul de ulei nu este sus ca la celelalte mașini. La modelul ăsta l-au băgat Didi sub, direct lângă baia de ulei. Ia de aici, dai de sus că nu e lumină. Aha. Păi nu, dacă ocazia asta, știi, cum noi nu am găsit... Poate nu știe. Da, cum noi nu știe... Uite, de exemplu, nu știu unde e filtrul de polen, unde se pune la... Este, în dreapta jos. Da, eu nu știu. Schimbe, și dacă se apucă cineva să schimbe, nu va bine. Știe unde e. Un pătrat de 8, cu o cheie de 27, cu o tubulară de 10, a dat scutul jos și a schimbat ulei. Aia e. Asta e schimbul de ulei. Așa, am luat Elf, căcică ăsta, 900 SXR, ăsta e recomandat pentru Dacia, uite. Pentru Renault. Ăsta nu, n-avem treabă cu el decât completăm un pic. Filtru de ulei de la MAN, filtru de polen de la Ridex, doar ăsta și nu a fost ieftin deloc, a fost mai scump decât filtrul de aer, ăla de polen. Ce e ăsta? Filtru de benzină și filtru de... aer. Deci să bușonul sus la ulei. Bușonul sus la ulei. Acum. Bă, dă-l, mă, să curgă tot. Mama lui de ulei, asta și mâine. Dacia Logan. Îmi place ce jante am cumpărat. Da. Bă. Motor în 3 pistoane. A, uite și filtrul de gaz, acum l-am văzut. E aici. Uite-l, ăsta-i filtrul de gaz, nu? Da. Ăla. Și se schimbă din clema aia și în clema aia. Am înțeles. Păi și dacă îl scoți, nu iasă gaz, nu, mă? Deci asta numai de pe instalație, că gazul are supape de sens. Aha. Supape electrice, când pui contactul, nu știu dacă la așa nu se aude, că e modelul nou de instalație, dar la celelalte, când puneai contactul, se auzea, țăc! Unde deschideau supapele. Da, am înțeles. Completăm cu anti-gel. Îl pui tot? Adică... Păi să sunt la un nivel. Și își face el amestecul, nu? Păi, da. Ah, mai pui un pic de apă și aia e. Nu mai cu ajuns la nivel. Pe 3 am cursă la Deva, după aia pe 14 la București, la Otopeni. Și s-ar putea să mai am și pe 16 și pe... sau 20 ianuarie. Tot la Otopeni la București. Foarte bine. Distribuția a fost înlocuită. Nu, că e pe lanț. E pe lanț? Da, asta ci că la vreo 300 de mii se schimbă. E pe lanț. Am vorbit și de aia, că m-am interesat. Da, nu mă așteptam să fie pe lanț la motorașul ăsta, frate. Păi, dar nu se schimbă distribuția pe lanț, numai dacă bate. Păi, zici că la 300 de mii ar fi indicat să o schimbi. Nu? Numai dacă bate. Nu, asta mai e. Acolo. Am văzut eu că era, e băgat în moașă, s-a pe gheață.
Acolo e filtru de habitaclu, filtru de polen, filtru de aer, și cum se mai zice. Filtru de polen, uite. A, așa. Da, am văzut că se scoate greu, așa ai? E cum tot, o să vedem ce se întâmplă. Am mă văzut. Coate, mori, îl rup. Bă, de rup o să-l rupe la ăla, nu o să nu-l rupe. Nu mă rupe ca casa. Ce să rup? Cum mă, ca casa mea? Păi aduc drujba, hai, ce te mai chinui să mai rup? Chiar așa. Azi direct o, drujba. E ușor ca la BMW, nu te sau jumătate de mașină. Hai, dar chiar, bă, hai, ce-am pățit și la BMW atunci. E, așa ce este pe o grămadă de chinfate. Dosuri. Bă, gata, rău, ia. A, uite, mă, Ionica, am văzut că are din ăla să oprește airbag-urile, mă. Bă, da. Bă, ești nebun? Na, că mulți spuneau că nu se opresc airbag, nu există să ai la mașină sistem de oprire a airbag-urilor. Bora n-are. Nu are? Nu. Uite, deci dai pe on, pe off. Dacă ești în oraș pentru... Când copiii în față. Ce? Când duci copiii și ai scaunul de copil în față, să nu-l lovească. Dar nu ai voie, mă. Ai voie să prinzi scaunul de copil în față? Da. Eu nu știam că ai voie. Nu știam că ai voie. Ia, dă un pic. Ce să-ți dau? Să-ți vimezi. A, unde? Ia, aia. Fiți atenți aici, în momentul care vrei să-l... Dar e pornită? E pornită, stai așa. În momentul care vrei să schimbați filtrul de polen, are un șurub jos și mai este unul sus. Băga la mama zmeilor, dacă l observați acolo sus. Până nu desface șurubul ăla cu torz de... Puh, stai că am pierdut cursul. Cu torz de 20, nu o să reușiți niciodată să scoateți. E fix sub torpedo aici. Ia. Așa cum te-ai dat, ia uitați-l cum e întins aici, ca șarpele. Așa urât să desfacem, mă, băga să arpă unia. Ia, bagă-l acum. Pune-l acum. Lasă că se vede, ține așa. Lasă că am vazură. E, lasă că cine vrea să schimbe să bagă acest sub ea și știe unde e. Arată-le capacul ăsta, să se iei pe el. A, ăla trebuie desfăcut. Ăla e un capac. Uh-huh. Mecanici ca și mine. Eu nu știu nimic ala mecanic. Haide, viața mea, să nu fac schimbare niciodată. Niciodată? Nu. Da, bă, ești nebun? Hai că sunt curios cum e. Sunt curios cum e. Ioi. Păi cum să dea, frate, la picioare aer? Cum să dea aer ăsta? Ia uite ce scoate din el, ce iasă din el. Du-te, frate, de aici. Stai că iau eu plasticul ăsta de pe tine. Mamă. E Valeo, originală mașină. Valeo. Renault. Filtru, uite ce recomandă. Iman, Renault sau Valeo? Tu ce ai luat? Ridex. Păi n-am găsit altceva, chiar nu am găsit pentru ăsta, când am dat comandă de ele, nu am găsit. Yeah. Și, ba da, era Valeo, dar era 12, nu, 28 de lei și ăsta au fost 48 de lei. Multă lume se zgârcește că nu se îmbâxește, nu se coace filtrul ăsta, ia uitați. N-are voie să-mi face așa, ia uite. Multă lume se zgârcește să dar schimbe. Nu l-o schimba niciodată. Nu, e original, uite aici, hai să arătăm la oameni. Ia uitați aici, Renault. Bine că mașina e din 2019, nu scrie păi pe aici. 2019 și... are. 22-2011, bă. A, ce 2011? Nu, ăsta e codul lor, un cod. Sau atunci o fi fabricat. Made in Germany. În fine. No, bun, și dacă ar fi deci fii atent, stai să-ți explic. Ăsta era cel mai scump. Deci ăsta era cel mai scump. Vreo 40... Da, 48 de lei au fost. Uh-huh. Și ăla Valeo, ca ăsta, era 28 de lei. Da, dar e mai bun Valeo. Păi de ce să fie? Că nu era cu polen. A, nu era cu carbon. Nu era cu carbon. Și am zis măcar dacă iau unul bun. Ia vedeți, să-ți la măsura. Sunt, dar vine pus la o poziție. Deci de aici... Băi, dar nu vine să cred cum arată ăsta. Păi de asta nici nu-ți dă aer, de nici nu dezaburește geamuri, nici nimic. Ca. Normal că nu dezabure, așa aburea. Nu-ți aburea geamurile în interior. Ba. Eu l-am pus așa. L-a fost băgat așa. L-a fost pus și invers. Ăsta? Da. Păi, l-a fost pus de aia din fabrică, nu? Nu știu. Păi cine umbla la el? Păi dacă da, mașina e din 2019. Da. Asta e 2011. Ce e 2011? Filtru? Da. Păi asta cred că e C22011, nu?
cred, frate. Altă la noi. Nu mă, uite mă, 27-a 2-a 2019. Da, e originalul. 27-a 2-a, mă, păi cum dracu să pună filtru din 2011? 27-a 2-a 2019. Și mașina e din luna a 10-a. Deci asta a fost fabricat în 27-a 2-a, da. Și mașina e în, mi se pare că în 3. Ma, stai acum să vezi beleaua. 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 Dau și ochie? Da, dacă vrei să termin motorul. Mă pot urca în ea, nu? Da, păi dar nu-i dat pe rotunde. Așa? Nu, îl pui și te-ai drumul la ventilator. Stai așa că... Te-ai drumul, mamă, ce scoate. Uai. Ia-mă la picioare, merge căldura acum. Nu merge, că mi-o scoate mie tot aici. Da, ți-o scoate măcar? Mi-o scoate pe asta, că-i da jos capacul. Aha. Că înainte nu... Nu-mi băgă, nu, mi se părea că nu bagă la picioare, mi-i înghețau picioarele. Nu oprește. Gata? Da. Ce gaură mică a făcut. Pentru dita mai filtră. Bă, dar urât rău de tot ăla, mă, mâncați-a sufletul. Filtrul ăla. Butonașul de gaz. Eco plast. Eco. 485 de kilometri am făcut cu 120 de lei gaz și mai am un pic. Mai am jumătate de liniuță. Asta e filtrul de ulei ce a fost la mașină, care e varză. Dar nici ăsta nu e din ăla bun, măi. La cum arată e destul de nașpa, adică are două bucăți de hârtie față de man. Păi același lucru. Păi da, dar uite, ăsta e mai nașpa. E alt model de, nu-i man, e alt. Ce-ți dau garnitura prima dată? Da. Mă îngheța mâna. Deja l-ai murdărit. În 5 minute după ce pornim motorul negru. Îmi dau seama. Filtru de ulei. Mamă, să vezi acum când îi dau prima cheie că zboară. Trebuie să, mă țin, trebuie să mă țin la ea să nu sară peste tine pe aceea. Da. Sare de pe capre. Să te ții bine la radare. Toate radarele apelează la mine. Da, mă. Și mai avem filtru de benzină și depus uleiul. Bă, știi la ce vreau să te mai uiți tu după aia? Eu am luat și plăcuțe de frână. Dacă trebuie schimbate. Da, la discurile nu poate pune pe interior. Ai, plăcuțele, mi-au zis când am luat mașina că plăcuțele ar trebui schimbate. Că, la fel, cred că sunt originale, nu le-o schimbat niciodată. Și scârție câteodată. Asta și pun în cutia asta aceea, că nu ne mai trebuie. Am văzut niște proiectoare mișto de ceață, dar din alea cu LED, știi? Dă-i mă pace, bă. Dai Logan, nu mai investesc în asta. Ce Dumnezeu, asta trebuie să facă doar, nu să aia, da. Aia, da. Uite, e un șurub pe aici, unul pe la capul tău. Îmi spui când să ți le dau. Acum îi dăm să bea, la trebuie șters un pic de acolo, că dacă nu... Se negrește tot motorul. Așa am făcut eu la, nu mai știu, la Golf-ul ăla. Am pus pe lângă, am pus din ele așa, lasă mă, nu-l mai șterg. Bă, frate, și niște mizerie, un praf din ăla s-o strâns pe tot motorul. Și un fum alău, până să arde. Da, nu că fum. Aha, cu mânușa ștergi, mă. Da, ce are. Și acum o să vină haterii, că mizeria de pe mânușă intră în motor. Da. Nici nu se vede. A, ba da, o intra, mă, uite-l, sus. Pic mai sus de jumate, da, cred că mai trebuie un pic. A, da, să vede unde e. Da? Un pic mai mult, pentru că își trage și filtrul. Păi aia vreau să zic, că după aia își trage, urcă sus. Și am 2 litri și un pic. Mai am 1 litru jumate. Deci cam 3 litri. E? Da. Mai bagă 1 litru jumate. Jumate, nu. În jumătate de litru. 3 litri. Și după aia verific eu. E, după prima cheie, când o scoatem afară pe linie dreaptă, o verificăm. Bețiva. Papa, papa, mai bagă, mai bagă. Lasă așa ca să o pornim o dată și facem nivelul pe drept, pentru că acum e un pic așa. Ca să nu-i băgăm prea mult. Racheta acum. Japonia, cum zicea tu? Japonia! E bun ăsta așa de formă, nu? Da, dar asta trebuie să șterge. A, da, bă, stai așa. Uite, vezi, tot eu zic să șterg, tot eu. Ai rupt roata, mă?
Mai de mult? Acum s-a rupt de tot. Ah, acum s-a rupt de tot. Ah, era mai slab mai de mult. Te pus așa. E obosit, ai muncit. Da, chiar cu ai de 3 ani, 4 ani. De când ai luat asta, ai luat și lanterna aia, parcă. Două. Două? Da. Bateria încă e bună, bă. Aha. O las un minut să meargă, să tragă uleiul, să-l ridice, să-l... Să-l joace ea cum vrea. Ia să te înțeles când pornește acum, direct ca racheta. Bă, nu că ți-am frâna, ce ai? Hai mă, s-o știți? Bă, dar tot nu știu de la ce-i becul ăla, mă, frate. Da, păi deci mi-am luat apă atunci. Ia, uite. Că... Să mă uit pe net. Nu... Nu are filtre de benzină. Bă, așa rău. Păi și atunci l-a trimis înapoi, nu? Sunt unele modele care au. Au. Unele modele nu au. De exemplu, și primele Logan, ca să schimbi, scoți pompa de benzină și e ăla pe pompă. Și ăla-i filtru. Păi și mai eram cu un filtru magnetic. Ăla era 100 și ceva de lei. Dacă luam pe ăla, luam cea mai mare țapă. Teoretic, da. Practic, filtrul ăsta nu știu la ce mașină mai compatibil. Dacă ce? Nu-l trimite înapoi la autodoc și... Păi normal că mi-l ia, că am plătit, am și taxă din aia plătită de înlocuire la ele, știi? Trimite-l înapoi. Pe... Cât a fost filtrul? Cred că 60 de lei. E antigel, e altceva. Dacă nu returnează bani. Da. Nu, bun, cam aia e, oameni buni, am schimbat. Am schimbat tot tipul. Canalul lui îl găsiți în descriere. Momentan are câteva videoclipuri, dar acum caută să-și cumpere cameră. Eu i-am recomandat GoPro. Dar acum depinde de el, dacă vrea să-și ia GoPro. O să nu, un GoPro dar pe viitor. Așa. Când crește canalul și cere lumea și merge. Păi lumea cere, frate, că nu se uită cu telefonul. Eu tot i-am zis. Dar acum să mă înțeleagă că e la început, investiția e mare, mecanica nu prea merge. Aia da, aia da. Mai vin doi ca mine așa să le faci pe drumuri. Ca la prieteni. Este o prietenie de atâta timp, nu se compară. Aia da. No, găsiți link de la canalul lui în descriere, dați și voi acolo un subscribe. Dacă nu vă plac videoclipurile, măcar un subscribe, să-l susținem cu un subscribe. Și înainte să încheiem acest episod, dacă v-ați cumpărat o mașină sau vreți să vă cumpărați o mașină și vreți să o verificați pe Car Vertical, în descrierea acestui videoclip aveți 3 linkuri cu o reducere de 15% pentru fiecare raport cumpărat pe Car Vertical. Și dacă sunteți noi, nu uitați să apăsați pe butonul acela de subscribe. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați un like, dacă nu, bineînțeles, un dislike. Și până data viitoare, v-am pupat! Bye, bye!